am dat o audiție la ora 12 și seara am început să lucrez. Așa începe povestea lui Marius Apostol. Trăiește în Franța, este violonist și cântă jazz. A gustat succesul pe marșene internaționale. Nimeni din România nu l-a chemat vreodată la vreun concert sau festival. Muzicanții români sunt muzicanți în toată lumea, foarte mari muzicanți de jazz și nu numai, care fac cinste României cu ceea ce fac. Dar din păcate să știți că nu suntem apreciați. Sunteți într-un fel dezamăgit că se întâmplă? Da, dezamăgit, da. Dezamăgit, da. Marius Apostol cântă jazz manouș și este mândru că a reușit să aducă în muzică amprenta Europei de Est. Am întâlnit un foarte cunoscut chitarist care îl cheamă Angelo de Bar și este o referință în stilul de jazz manouș. Practic este o binară de stiluri. Jazz manouș este un stil de jazz, jazz țigănesc, jazz țigan francez. Manușii sunt o etnie romă franceză, da? Și am făcut un concept al nostru în care eu am adus și o culoare de aici, din partea de est, în afară de jazz manouș. Într-un fel mi-am pus amprenta în fiecare proiect și s-a creat o legătură foarte puternică și foarte apreciată, foarte apreciată de public. Am fost poate pe cele mai mari scene din lume. Spuneți-ne câteva dintre ele. Păi, de exemplu, am fost Jazz Vien, care e un festival într-un amfiteatru afară, care în cap unde sunt între 8 și 10 mii de locuri. Jazz Joan Le Pan, Jazzul Le Pomier, după aia diferite turnee în străinătate. Sunt foarte multe, sunt sute, până în Australia, până, deci, țările nordice, peste tot. Articole în ziare, în reviste, fantastic, fenomenal, violonist român, nu știu, bun. La opera din Monaco am cântat de 3 ori sau de 4 ori. România nu se interesează nimeni ca să promoveze, domne, hai să promovăm și artiștii noștri care ne fac cinste în alte țări. Pentru asta sunt dezamăgit. Dar poate tot eu îmi dau singur răspuns și spun, domne, poate încă românii noștri nu sunt pregătiți pentru genul ăsta de muzică, dar știți cum este? Este ca și o mâncare. Dacă nu-i dai omului să guste, n-are cum să știe că îi place sau nu-i place. Aici, în România, ați participat la vreun festival? Nu, n-am fost la niciun festival. N-ați fost chemat? Nu. Și de unde credeți că vine dezinteresul ăsta? Eu cred că gândirea asta a noastră, câștigăm ceva la treaba asta sau nu câștigăm? Și poate că cu noi, cu stilul ăsta de muzică, ne spunea, am fi vrut cu cea mai mare plăcere, dar știți, nu avem subvenții, nu avem buget. Nu suntem niște vedete care să cerem milioane de euro sau sute de mii de euro să venim pentru un festival sau un concert sau... Deci nu e vorba de condiții. Eu cred că nu e voință, e lipsă de voință și lipsă de interes. Se trăiește bine din muzică în Franța?
Eu n-am făcut treaba asta pentru bani, niciodată. Eu am făcut-o pentru plăcerea mea și că am avut șansa și norocul să pot să-mi cresc copiii și să-mi întrețin familia de muzică, este ok. Este și o vorbă, vrei să fii sărac, cântă jazz. Dacă n-ar fi fost jazz, ați fi ales altceva? Vă dați seama că eu sunt născut din ambele părți, al maică-mea și al taică-miu, taică-miu fiind toată familia, fiind doar muzicați. Altceva nu aveam ce să fac, făceam asta. Cânt și muzică de-a noastră, românească, că cu asta m-am născut. Cu muzică lăutărească? Muzică lăutărească, muzică de folclor. Da. Cu toate că eu am terminat Dinu Lipati. Cum e copilăria într-o casă de muzicieni? De când te trezești, auzi muzică. Să fac petreceri mai tot timpul. Când am început să studiez vioara, când mi-a luat tata prima dată, aveam vreo 5 ani, cred. Și odată taică mi-a venit, s-a enervat, i-a zis maică-mea că nu studiez deloc, că nu... Și luase o vioară sfertă, o vioară, nu, era de nicio valoare. Și a zis, de ce nu studiez, mă? Păi că să vezi ce am zis eu acolo. Și a luat-o și a făcut-o praf. A călcat-o în picioare, a spart vioara. Na, firea la dracu de vioară, dacă mai pune. Și nu mai. Bine, mi-a cumpărat alta după aia, da. Dar taică mi-a fost tot timpul un, cum să spun, foarte serios și puțin mai sever. El niciodată nu mi-a zis, nici până în ziua de azi, bravo tată, felicitări, foarte bine, cânt sau ceva de genul ăsta, nu. Sunt convinsă că pe scenele pe care ați urcat și la concertele de care pomeneați ceva mai devreme, ați trăit cu adevărat momente memorabile. Știți că viața noastră este ca să... și viața unui sportiv. Sunt zile în care suntem mai în formă, zile în care suntem nu prea suntem în formă, dar bine, oricum avem o bază. Dar sunt scene unde... într-adevăr, am avut senzația de ceva divin, unde aveam senzația că plutesc și una dintre ele fiind festivalul de jazz a Vienne, care v-am spus că este poate cel mai mare festival de jazz din Europa. A spus la un moment dat că jazzul nu este pentru oricine. Cum arată consumatorul de jazz european? Consumatorul de jazz este o ființă care trăiește, care iubește libertate. Și trece prin mai multe stări. E cum ai trece până apă fierbinte, până apă rece, dar e ceva nou. Vă mai întoarceți acasă definitiv? Eu nu spun niciodată nu. Am o atracție. Probabil e glasul pământului. Asta zic și eu. Asta cred și eu. Am o atracție. Chiar dacă n-aș mai avea pe nimeni, să zicem, că nu mai, să zicem că, na, și părinții la un moment dat... se vor duce și... Exact. Bun. Și atunci îți pui întrebarea, mă, ce motiv mai am? Că nu, părinții mei nu mai sunt, nu mai am pe nimeni. Ce să... Cu toate astea, nu, e ceva care te atrage. De câte ori veniți? Cel puțin o dată pe an. Da, cel puțin o dată. Și cum suntem? Ne schimbăm de la un an la altul foarte mult? Foarte mult, nu. În momentul când o să vezi un român că a consumat o eugenie și așteaptă pe stradă să găsească un coș unde să arunce ambalajul, atunci poți să spui că da, să începe un drum nou. E nevoie de educație, e o problemă de mentalitate, ce ne lipsește de fapt? Educația, nu vreau să critic, cred că avem nevoie și de un grad de educație mai mare. Cu cât luăm mai mult, deschidem ochii mai mari și luăm exemplele bune din alte părți, dar avantajea și pe noi. Ce mă enervează cel mai mult acolo? Ce mă enervează? Da.
Ce mă enervează e că nu sunt acasă. Asta mă enervează. Prima dată m-a enervat foarte mult, vă spun sincer, birocrația lor. Serios? Sau da. La ce vă referiți mai exact? Prezentai un proiect, vrei să faci un proiect, își cereau atât de multe dovezi, să dovedești nu știu ce, după aia, indiferent unde lucrai. Vă rog să mă credeți că eu am acasă șifoniere întregi de hârtii. Adică șifoniere sunt pline cu fișe de plată, cu contracte, cu cea mai mică chestie care o făceau, trebuia să facă o hârtie. Când credeți că vei susține un spectacol la București? Datorită interviului dumneavoastră, cred că în curând. Poate să găsește cineva și vor să zică, haide mă, să facem plăcerea, poate. Că vă spun sincer, nu există artist român să nu fie cel mai mulțumit și cel mai împlinit sufletește să vină să cânte în țara lui, să arate, uite, mă ascultă și românii mei.